Executivul a aprobat în ședința de marți calendarul alegerilor prezidențiale. Campania electorală va începe în 12 octombrie. Primul tur al alegerilor prezidențiale are loc în 10 noiembrie, iar al doilea tur în 24 noiembrie. Românii sunt așteptați la urne în această toamnă pentru a alege președintele țării. În 2 septembrie se depun la Biroul Electoral Central protocoalele de constituire a unor alianțe electorale. În 11 septembrie e programată înregistrarea în registrul electoral ca alegător în străinătate, respectiv ca alegător prin corespondență. În 22 septembrie până la ora 24 trebuie depuse candidaturile și comunicate către Biroul Electoral Central. Semnele electorale. Campania electorală va începe în 12 octombrie. Primul tur al alegerilor prezidențiale are loc în 10 noiembrie, iar al doilea în 24 noiembrie. Cetățenii români din străinătate pot vota în primul tur al prezidențialelor în zilele de 8, 9 și 10 noiembrie, iar în al doilea tur în 22, 23 și 24 noiembrie. În 10 noiembrie ora 21 se încheie alegerile atât în țară cât și în străinătate, iar alegătorii care la ora 21 se află în secție de votare, precum și cei care se află la rând în afara secțiilor de vot, pot să-și exercite dreptul de vot până la ora 23 și 59 de minute.